Un programului pamflet. Dragi prieteni, iată-ne la datorie, să vă arăt pentru început cerul majestuos al Africii, că poate atât ne-a mai rămas. Iată-l, am așa se desfășoară activitatea pe continentul negru, asta e o imagine de undeva din Africa de Est, și bine să încapă toată în ecran, acolo sunt milioane de păsări deasupra unui decor plin de animale, fauna asta inexplicabilă încă pentru 2020 a Africii negre, triburile care operează acolo, și iată iarăși o imagine absolut gigantică din Rwanda cu acest domn față în față cu eternitatea, iată, venit practic să salute fotoreporterul. Avea un pic de timp liber, totuși. Cât ori mai exista și aceste animale, în fundal vedeți un început de discuție între două gorile africane de talie mai mică și un lac care se oglindește majestuos. Un lac așa de regiune pariziană, practic, transportat în Africa. Imagine, într-adevăr, de kilogramă în National Geographic Traveler, dar și o mare dilemă, totuși, la începutul acestei emisiuni, pentru că ascultându-i și citindu-i pe oamenii deștepți ai acestei lumi, am ajuns și eu la concluzia că cu cât ești mai deștept, cu atât trebuie să-ți pui mai multe întrebări. Atenție, nu ai mai multe întrebări neapărat cu cât ești mai deștept. Trebuie să-ți pui mai multe întrebări. Așa au decis înțelepții vremurilor noastre. Da? Înțelepciunea creează, până la urmă, și circumvoluțiunile creierului duc în atâtea direcții încât așa s-a obișnuit să se spună pe pământ, da? Înțeleptul are milioane de dileme. Așa spun deștepții, prostul nu se gândește niciodată la nimic. Bun, e în regulă. Probabil că de asta am ajuns în situația în care suntem astăzi. Ne-am pus atâtea întrebări, am fost atât de deștepți, eram copleșiți de atâtea dileme, că până la urmă n-am reușit să rezolvăm niciuna dintre ele. Dar apropo de dileme, hai să intrăm totuși pe făgașul normal al lucrurilor, pentru că noi nu suntem filozofi. Mă uitam mai devreme și, într-adevăr, m-a pus pe gânduri această întrebare uluitoare din Libertatea de Weekend. Oare cum reușește Diana Dumitrescu să se împartă între jobul de gazdă TV și cel de mamă? Da, într-adevăr, asta este o întrebare fără răspuns. Poți să te duci în Africa, poți să te duci în America, da? Poți să te duci pe ce continent vrei tu, încercând să fugi de tine însuți în momentele astea și de cei din jurul tău, evident. Să ai tot timpul un metru de sălbăticie între tine și neant. E bine, dar la întrebarea asta nu știu dacă poți răspunde. Chiar și într-o cabină de aia first class, pe Emirates sau pe Qatar, ducându-te spre nicăieri, 17-18 ore de zbor și tot m-aș trezi cu dilema asta. Oare cum s-o împăca? Diana Dumitrescu, știți, actriță de telenovelă, să vă și arăt, între jobul de gazdă TV, da? Hai să zicem un fel de Silviu Mănăstire la feminin, și rolul de mamă, bă. Da? Deci a merge la televizor, a avea niște invitați și după aia o altă viață care te așteaptă acasă. Aceasta este Diana Dumitrescu, practic eroină, iată, o eroină de nivel mondial, un fel de Jeanne d'Arc a epocii noastre, Jeanne d'Arc care n-a fost mamă niciodată și nici gazdă la vreo emisiune TV. Da? Da, spunem așa, în virtutea inerției am făcut această comparație evident nepotrivită. Deci Diana Dumitrescu este undeva în topul instituționalizat al omenirii în momentul de față, cu aceste două joburi de o responsabilitate epocală. Bun, n-am văzut o pandemie care să poată fi controlată, scrie Clicul, fatalist, dar e adevărat, e un citat, nu-și permit jurnaliștii de la Click să emită astfel de opinii. Nu-și vor permite niciodată, că nu e jobul lor. Când e jurnalist,
n-ai opinii în general. Deci n-am văzut o pandemie care să poată fi controlată. Trebuie să-i mulțumim și lui Dan Alexe, fostul nostru invitat la emisiune, care a scris un text foarte frumos astăzi și l-am invitat pe Albert Camus. Nu știu de ce să face referire la ciuma lui Camus. Am înțeles că este cel mai bine vândut și spuneam și noi la un moment dat în emisiune, cel mai bine vândut roman în Europa de vest în momentul de față, ciuma lui Albert Camus, care are niște accente într-adevăr identice cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, oare ce le-o fi trebuit oamenilor atâta timp ca să-l citească pe Albert Camus? Mi se pare tardiv să te apuci să-l înveți din doască în doască. Albert Camus, vă reamintesc, mort la 46 de ani într-un accident de automobil, a câștigat premiul Nobel pentru literatură cu 3 ani înainte să dispară, în 1900, cât a murit Camus, 57 a luat premiul Nobel. Așa și din banii pe care i-a obținut și a cumpărat o casă la Lourmarin, în sudul Franței, și a fost întotdeauna un revoltat și un om împotriva sistemului, unul dintre cei mai mari scriitori, filozofi din toate timpurile, dacă nu chiar cel mai mare, în sensul în care a fost cel mai mare caracter. Da? Întotdeauna i-a dat în lături pe cei care îi făceau umbră, pe toți lașii, pe toți mișeii, a fost jurnalist, a lucrat în toate mediile astea putrede și așa mai departe. Pentru cine n-a citit romanul Ciuma, acesta este până la urmă un fel de alegorie, un fel de cum să spun, o parodie, da? Până la urmă el nu se referă la o ciumă reală. E vorba acolo de nazism. Dar, într-adevăr, descrierea fenomenului, da, este ca atunci când un oraș se îmbolnăvește de ciumă, cu șobolanii, cu tot, numai că în realitate, în spatele acelei ciume, care nu exista, sigur, în vremea lui Albert Camus, vremea când el scria acest roman, este, de fapt, ciuma nazistă. Ori astăzi oamenii, așa ziceam și eu, astăzi oamenii, recitind sau citindu-l pe Camus, cei mai mulți dintre ei pentru prima dată, au impresia, poate unii dintre ei, că acolo este vorba de o ciumă. Nu! Da? Este doar figurat, da? Ce s-ar putea întâmpla. Nazismul era catalogat drept, de Albert Camus, drept cea mai mare catastrofă care ni se poate întâmpla. E adevărat că acolo, dacă stai și citești foarte atent, vei vedea toate simptomele pe care societatea le are astăzi cu acest virus, da? Modul în care el pătrunde totalul dezinteres inițial, când nimeni nu bagă în seamă apariția primilor șobolani, de exemplu, pe străzile urbei respective, care poate să fie orice urbe din sudul Europei sau din nordul Africii, înmulțirea semnelor, da? Primele semne de boală și așa mai departe, până când ciuma devastează orașul și practic îi cuprinde pe toți și nu mai scapă nimeni. Totuși, dincolo de ceea ce se întâmplă în roman, absolut fabulos scris și pe același ton, practic, Albert Camus, fiind un scriitor care nu sare niciodată tonul, rămâne la aceeași altitudine întotdeauna. E bine, astăzi, dacă ne uităm la și facem o fotografie, practic, la acest roman, ne dăm seama că șansele noastre de supraviețuire au crescut astăzi în raport cu ce s-a întâmplat la vremea respectivă. Nici ciuma și nici nazismul nu îți dădeau practic nicio șansă. Asta este morala, până la urmă, a întregii opere a lui Albert Camus. N-ai nicio șansă, nici în fața ciumei și nici în fața nazismului. Astăzi însă noi nu suntem în această situație, nici pe departe. Combatem doar un virus, e adevărat necunoscut, unul care a pus toată lumea pe jar din motive pe care le-am explicat deja de mai multe emisiuni. Haideți să vedem totuși care este situația în lume, așa sărind de la una la alta. De exemplu, în Armenia, banca centrală a acestei țări, aflată practic la limita Europei cu Asia, Armenia, vă reamintesc, joacă în preliminariile campionatului mondial sau european în zona Europei. Ei sunt un popor cu origini europene, dar, sigur, situarea sa este ca și cea a Israelului, putem să spunem,
mai degrabă pe teritoriul Asiei decât al Europei, chiar dacă, sigur, geografia de astăzi nu mai ține cont de anumite granițe sau de anumite teritorii. În fine, deci în Armenia vor fi înlocuite toate bancnotele, pentru că se consideră că banii sunt cei care transmit cel mai repede și cel mai mult acest virus sau alt virus, depinde de ce se întâmplă. Ei bine, armenii vor reuși sau nu să-și schimbe bancnotele până când va dispărea acest virus. Asta își propun ei. Evident, am avut o reacție și de la Adrian Vasilescu, care este întotdeauna de serviciu atunci când se întâmplă ceva în lume. El n-a reușit însă niciodată să ne explice nouă, pe înțelesul tuturor, cum stă treaba cu Banca Națională a României, deși a fost mereu pe poziția acolo, în spatele lui Muguri Sărescu sau uneori chiar în dreapta sa. Și el a spus că, într-adevăr, banii sunt mai periculoși ca orice și că oamenii n-ar trebui să-și facă rezerve nici de bani și nici de provizii. Ar trebui să-și facă rezerve de carduri. Și că pe card, e interesant asta, domnul Vasilescu, dumneavoastră care lucrați în domeniul ăsta, e simplu să aveți un card în fiecare zi, dar gândiți-vă și la cei care au luat șpagă toată viața lor și care vor avea dificultăți acum să-și treacă banii dintr-o dată pe card. Gândiți-vă la tot sacii ăia pe care mamaie sau tataie erau ei. Da? Sacii ăia pe care îi lăsau la intrare în pivniță, la intrare în cămară, la intrare în debara, da? Cum să-i mai transforme astăzi în carduri? S-a gândit cineva în România că șpaga asta s-ar putea să-ți aducă moartea în acest mod? Da? Stai și colectezi de pe banii respectivi, până la urmă, particulele astea care te duc pe lumea cealaltă în cel mai scurt timp. Interesant. Problema este că nu trece această boare, da? Aceste particule de salivă sau vapori ăștia infectați sunt foarte greu de înlăturat de pe obiecte. Trebuie să treacă uneori până la 2 luni ca ei să se îndepărteze complet. Deci ăsta e un punct destul de dificil, totuși. Da? Ai în casă un pește de la pe televizor și dacă se depun pe el particulele respective, chiar dacă tu nu le inhalezi din prima, la un moment dat, după 35 de zile, da, de la vizita pe care ți-au făcut-o rudele cei dragi, te duci să ștergi peștele ăla de pe televizor. Da? Or, pe el încă există imprimate acele particule, asta face ca virusul să fie mult mai tenace decât se lansase inițial ipoteza. O să vedem dacă armenii vor reuși, la noi nu se pune problema schimbării banilor, în primul rând, pentru că România nu este capabilă să facă practic nimic. Poate un pic să dea din gură, poate un pic să provoace niște măsuri, toate însă sună fals. Toate sună fals din gura președintelui țării, din gura oamenilor politici, nimic nu pare să-i convingă pe oameni care, sigur că, se vor mulțumi cu ceea ce aud, spuneam, peste umăr, cu ceea ce aud de la rudele din străinătate, cu ceea ce aud de la cei mai tineri decât ei și care au acces la digitalizarea asta a internetului și mai puțin din gura politicienilor sau din sursele așa zise sigure ale societății. Astăzi degeaba mai lătrați. Degeaba puneți prin lifturi sau pe stâlpi pe stradă, de tot felul de măsuri, că eu mă îndoiesc că oamenii cred foarte mult în așa ceva, mai ales că nimeni nu-i de încredere în această societate. Cu toții au mințit până în ultima clipă, cu toții și-au făcut mendrele pe societatea asta, mi se pare foarte dăunător să stai astăzi să-l asculți pe câte unul care până acum niciodată n-a fost în serviciu tău. Poate doar așa cu gura. Coronavirusul, deci, poate să fie activ, vă spuneam, până la 37 de zile, nu până la 14, cum s-a crezut într-o prima fază. Deci aș face o paranteză, probabil că unii dintre voi sunteți deja la curent. Ziarul Echipa a anunțat, e interesant și pentru guvernul României, a fost informația acestei zile, evident, am început și eu să o răspândesc atunci când am aflat-o. Euro 2020 nu se va mai disputa. Este o informație pe care UEFA o va anunța marțea viitoare. Competiția este amânată cu un an, ceea ce sigur că duce la peste 300 de milioane de euro pierduți din rezervările hoteliere, din deplasări. În fine, UEFA nu este dispusă
la momentul de față să achite singură factura. Federațiile naționale vor trebui să se implice și ele, însă pentru România ca națiune este un pas înainte. Poate până în 20-21 să reușim și noi să facem 2-3 drumuri. Poate mai deschidem o stație de metrou, poate mai terminăm vreo peluză pe la vreun stadion care încă n-a fost început. Deci pentru noi nu este rău, Euro nu se mai desfășoară. O altă informație interesantă, nici cupele europene nu merg mai departe într-o primă fază. Se va anunța marți suspendarea competițiilor europene, Liga Campionilor și Europa League. Există foarte mari șanse ca ele să nu se mai desfășoare până la sfârșitul sezonului. În actuala formulă e posibil să se inventeze o nouă formulă, sunt vreo 3 posibilități la UEFA, poate o să aflăm mai multe săptămâna viitoare. Una dintre ele ar fi chiar un Final 8, adică 8 echipe să joace într-un singur oraș meciuri eliminatorii. Posibilitatea ca din sferturile de finală a Ligii Campionilor